Salut, salut! Noi am venit în Cluj pentru că trebuie să ducem înapoi mașina astăzi. Ne lăsăm copii. Ne lăsăm copilașul, s-a terminat excursia noastră prin România cu mașina momentan. Și am dormit ieri aici, acum ducem mașina pentru că de seară avem un tren de 10 ore de noapte din Cluj până în București. Faza e că noi am cumpărat biletele în Timișoara, la ghișeu, și am insistat foarte mult la acea doamnă dacă e posibil să fim doar noi doi, să fie o cabină aia de doi oameni. Da. Și ea a zis că da, am plătit echivalentul a 85 de euro pentru acest traseu, e la clasa 1, dar faza e că pe bilete, pe numărul meu scrie 41, pe ei scrie 45. Deci eu nu-mi explic cum pot fi două paturi și numărul să fie 41-45. Să vedem cum se prezintă un tren de noapte în România pe un drum de atâtea ore, mai ales iarna. Asta e cea mai mare îngrijorare, să fie cald, pentru că afară e foarte, foarte frig. Da, mergem la BDV Auto, lăsăm mașina, după aia mergem după ghiozdane și ne vedem de la gară. Să fiți cuminți. Să vă distrați în Laponia. Și să veniți și înapoi. Vorba românului, să fie bine ca să fie rău. Exact. Am ajuns la gara, care arată foarte bine. Deci, noi n-am mai fost cu trenul, cel puțin tren de noapte n-am fost niciodată. Și cu trenul prin România, la fel, niciodată, adică e prima experiență. Despre ce vă vorbeam, scrie WLA, ceea ce cred că înseamnă de dormit. Dar e clasa 1, vagon 7, locul 41 și 45. Asta ne cam dă peste cap. Sperăm să nu ne fi mințit doamna de la Timișoara și să fim noi doi singuri în cușetă. Chiar cât de tare mi se pare că alea se schimbă și acum cu din alea. Păcănele, păcănele. Cred că ăla e al nostru. Ora 3, ora 22 și 16, în linia 3. Hai să vedem. Noi vrem să ne sunim de pe acum, cât mai repede. Și regula continuă să se mențină. În gară, noaptea, nu mă oameni dubioși, frate. Deci nu mă dubioși. Să vedem pe unde trecem și trecem în partea la altă. Deci nu mă dubioși, frate, asta e regulă peste tot în lume. În gară, noaptea, creepy as fuck. Cred că ăla de acolo e. Știam că e și mai ieftin să zburăm, adică este 100% ieșea mai ieftin să zburăm decât 90 de euro când ne-a costat pe noi. Știam asta, dar am vrut ca experiență și de dragul videoului să vedem cum se mai prezintă CFR-ul după atâta timp. Știm că sunt și din alea private, dar noi voiam asta, ca experiență și pentru video. Mamă, oare ăsta o fi? București Nord, ăsta-i. Mamă, dar de modernizat nu s-a prea modernizat, să vedem înăuntru. Păi în afară arată cum le știam eu acum 15 ani. Stai că era un vagon pe care scria și 1 și 5. Stai să vedem care e vagonul 7. Vagon cușetă. Vagon cușetă. Ăsta scrie 2. Întreabă și tu pe domnul ăsta. Deci, următorul, nu? Dacă ăsta e 6, trebuie să fie următorul. Ce întrebare am pus și eu? Vagon cu șetă. Mamă, da, nu-i capul ghiuzdan. 7 ăsta-i, nu? Da, dar nu știu dacă intrăm cu ghiuzdanul. Hai să ne căutăm locul și vă arăt imediat. Numai să lăsăm ghiozdanele, că nu încap, practic, deci nu încap. Schimba pe obiectivul cealaltă, acum voi practic nu mai vedeți nimic. Deci nu încap, frate, ghiozdanul pe culoarul ăsta. Da, știi ce număr e? 23. Bă, câți oameni de-al drăgă din asta? E... 41. Ce numai e aici? 45. 41, 43, 45. Sunt timpare sau ce? Ia. Doamne, cât e de tare chestia asta. Deci e super mișto. Suntem foarte plăcut surprinși. E adevărat că e foarte mic, adică când intri n-ai loc cu ghiozdanele. Acum o să vă fac un tur frumos și după aceea dăm prin vagon. Vedem. Las Budas și acum am înțeles care e faza cu numerele, vă explic imediat. Dacă nu vrei, nu vrei. Uitați cât e oarecum liniște în afară de doamnele alea. Vedeți că sunt 56, 54, 52 și a noastră sunt impare. Acum o să vă explic de ce. Aici e beznă totală. Oh, m-am căcat pe ceva și era să cad. Beznă, nu știu ce e aici. Domnule, haide, aici suntem, aici. Hai, nu vrei să ne uităm acolo, să le zicem papa? Hai. Welcome to the Buddhas. Ia uitați cum arată. Avem aici săpun din 94. Da, asta e cam murdar aici. Acolo e o cabină de duș, nu știu cine face duș aici, nu știu dacă cineva va face duș aici. Cu ier. Hârtie igienică asta care e neagră. S-a negrit hârtia, frate. Da, da. O baie. Sper să n-am nevoie să ajung aici în seara asta. Room tour-ul se face cu pijamale, nu? Haide să vă facem turul camerei. Hello! Hello! O să închidem aici frumos, să nu ne fure nimeni. Vezi că avem și vizor de gemul întrebi. Nu pot să mă uit să văd cine vine pe la noi. Și... Bun! Bine ați venit la camera lui Cristi. Asta e camera mea, da. Aici jos stau eu. Așternuturile sunt foarte curate, ceea ce e bine. Sunt subțiri saltelele astea, dar foarte, foarte ok. Noi am făcut provizii frumos. M&M's, biscuiți furați de la prietenii noștri din casă. Pufulete! Pufulete, pufulete! Turtă dulce, alune, ne-au făcut provizii și mai avem și pe aici. Deci fiți atenți, avem, acum am înțeles faza cu enumerarea. Din câte înțeleg eu aici, și pot să-mi dau seama, ăsta e un vagon vechi nemțesc. Vedeți? Scrie și pe aici, văz, DSG-ul, ești nebun. Și erau 3 paturi aici, vedeți? 41. 45 meu și aici 43, deci a mai fost unul aici în locul ăsta și l-au scos, de-aia au rămas numerate așa. Aici e trecerea în celălalt la vecina. Avem frumos cuier, dulap, da? Foarte fain. O scară ca să urce Ralu la ea în pat. Te duci la tine în cameră? Vă arăt la mine în cameră. Hai, arată-ne la tine în cameră, hai. Se face așa. Știu că tremură imaginea pentru că obiectivul ăsta filmează bine pe lumina slabă, dar n-are stabilizare și plus că trenul se mișcă acum. Ralu, ai grijă. Ai grijă. Problema e aici, că aici mai s-a mai lăsat. Da. Hai. Ușor, ușor. Ce echipament mișto ai. Țac-pac. Hai să-mi pun scara la loc. Uite, se pune aici așa. Acolo avem frumos ghiozdanele și mergeți la Ralu. Ta-da! Salută și tu de la tine acolo. Așa, frumos. Fără ea nu mergem nicăieri. Aici mai este mult loc pentru bagaje. Aici basă încă era patul celălalt. Alt compartiment pentru bagaje. Ale noastre stau acolo așa frumos. Aici poți să spui pentru pahare, cafea, chestii, dacă ai. Și avem și aici lumini. Oh! Am fără lumină. Să vă mai arăt chestii. Deci, avem bec aici. Stingem tot, rămâne doar ăla. Să prinde becul. Să știți că e foarte cald aici. Da, bă, deci asta era una din îngrijorările noastre, dar e extraordinar de cald, frate. Deci, uitați că vă arăt acum de unde vine căldura și pe unde o să iese căldura. Avem frumos aici multe locuri de, adică chestii de astea care nu știu pentru ce sunt. Liniște, mă. Stai că strigă ăștia afară. Chestiile astea care nu știu exact pentru ce sunt, e totul super vintage, așa. Chestia asta care, dacă o ridici, avem frumos o ghiuvetă, stai așa, stai să nu îmi rup mâna, cu apă, avem și apă, oho, și e chiar ok apă, Deci că e chiar ok apa, de parcă putea să fie, nu știu... Să fie rece, să fie cald sau... E middle. Se vede că e vechi pentru că, ia uite, scrie aici, numai pentru aparat de ras. Nu, cred că nu mai umblă nimeni cu aparat de ras la el. Avem două becuri care aprind această oglindă, oglinjoară. Și dacă deschizi oglinda, cei de la CFR au lăsat aici un plic pe care noi l-am deschis deja, în care erau niște șervețele. Da, stai, șervețele. Trebuie să închidem asta. Periuță de dinți, frumos, de la CFR, vedeți? Așa, CFR Călători. Și fiți atenți, erau astea. Deci era săpunul ăsta, șervețele umede pe care l-a luat Ralu. Și eu am crezut că celelalte sunt și încă una de șervețele umede pe care am pus eu mâna și e de lustruit papuci, frate. Uitați-vă puțin. Șervețel de lustruit papuci. Îți dai seama dacă mă deam cu ăsta pe frunte ce m-am eu punctele negre? Îmi lustruiam sfecla. Stai să vă arăt patul cumva, stai să strâng de pe aici. Pe aici vine căldura, e foarte, foarte cald. Faza e că poți să iei moșmelia asta. Mamă, se moară Leonard. Hai, mă! Și deschizi geam. Și pe aici intră aer. Să mă dau geam? Da, dă-te că la tine în cameră e mai cald. Nu știu cum am reușit să strângem atâtea chestii. Deci fiți atenți. Așternuturile curate, foarte curate. Ceea ce e bine. Ralu, stai acolo. Stai tu nebună, stai un pic extrem de... Stai să mă dau jos că e cald. Ralu, să te lovești. E cald? O să cazi, dai să spun scara. Gata? Da. Nu. Bun, fiți atenți. Eu am 1,75, da? Eu iau și mă pun aici. Cu capul pe perete, practic. Capul aici. Aici am și eu un loc de stocare din asta și cu păcărele. Biecuri. La mine sus acolo nu merg biecurile. Și uitați cât loc mai am la picioare, adică mai e destul de mare. Deci, deși un om precum Bogdan Pricope e 2 metri, nu ar intra aici. Avem și o... Au! Te-ai pus pe genunchi. Uite că și eu intru. Intrăm amândoi. Da, putem să dormim amândoi dacă vrem. Stai așa. Proba de crăznicie. Adică nu mai aia care credeți voi. Uite că intrăm. Intrăm amândoi București încă. Nu. E bine rău. Ai loc, e mai am loc aici la mine. N-avea sens să o dezamăgesc în fața tuturor oamenilor. N-avea niciun sens, adică ea dezamăgită destul. Deci, vedeți? E mic, cumva. Știu că probabil se aude chestia asta. Probabil se aude asta. Mamă, Hercule, de aici a făcut mușchi. E mic, pentru că e un... și trenul e vechi. Vagonul cumva e mișto că și-a menținut stilul ăsta, dar e foarte practic, adică totul are locul lui, știi? E un spațiu mic, dar pentru o noapte e perfect. Singurul dezavantaj, dar nu e vina trenului, e pentru noi, că merge încolo. Și parcă că merg cu spatele e dubios, deci o să stau așa tot timpul întins. Căldura mi se pare că e prea cald, frate, deci e prea cald, ținem cont că afară sunt minus 4 grade, înăuntru aici, băi, e cald rău. Deci e extraordinar de cald. Eu am văzut în alte trenuri care cumva controlează temperatura și ca... lucru foarte, foarte pozitiv pentru călătorii full-time, pentru cei care călătoriți ca noi tot timpul, e un avantaj enorm să dispui de trenurile astea, pentru că unul la mână plătești transportul, adică folosești transportul să ajungi din punctul A în punctul B și tu practic în seara aia nu plătești cazare. Adică noi acum economisim o noapte de hotel călătorind cu trenul. Până acum, nu știu, 9 din 10, adică aveam așteptări, n-aveam cine știe ce așteptări și chiar e foarte, foarte ok. Foarte confortabil, totul la locul lui, foarte curat. Baia aia ar trebui să fie mai îngrijită, pentru că e baia la comun și ar trebui să fie mult mai îngrijită, afară e zăpadă. Deci... Dar e din vina oamenilor. E vina oamenilor aia și foarte, foarte ok. Îmi place, am rămas în priz și... Acum, acolo în priza aia am înțeles că nu poți să bagi doar telefonul și avem ora 23 și ajungem în București la ora 8. Să vedem de-a lungul traseului dacă se întâmplă cine știe ce, dar momentan țiplă, bravo, foarte bine. Cine nu ne cunoaște, dacă ești la primul video, pe lângă faptul să te abonezi, nu suntem nebuni. Raluca a călătorit cu broasca asta prin toată lumea. Adică se cheamă Verdugo. Verdugo e mereu cu noi, adică să nu vă gândiți că era o broască aici, am uitat un vagon la CFR și era o broască pe pat. Nu, ea umblă cu broscuța asta după ea și trebuie să deschidem geamul iar, că mamă, deci e cald! Să moară ciupii! Mamă, să moară! Ce por am pe mâini acum, văd, trebuie să mă depilez pe mâini. Eu aș fi curios să-mi spună cineva cu ce viteză merge trenul ăsta, pentru că, bun, știu câte ore face, dar face foarte multe opriri. Adică am plecat de o oră și am făcut 2 opriri deja. Deci nu pot să îmi dau seama, aș fi curios să știu cu ce viteză mișcă un tren de genul ăsta. Pentru că domnul care era acolo la intrare nu era foarte comunicativ, să spunem. La femei nu le pute... La femei nu le pute picioarele. Dacă stai multe ore încălțată, da. Deci dacă stai mult timp încălțat, se-mi lase picioarele. Și dacă ai un popoc din ala care nu e bun, la fel. Da. Da? Că mai mult miroase popocul, nu picioarele. Ah. Este ora 7:40 și în principiu mai sunt 20 și ceva de minute până ajungem la București. Tu cum ai dormit? Am dormit. Ai dormit? Da. M-am găsit, erau multe zgomote și la un moment dat scârția ceva. Da. Și tot scârția și scârția. La mine aici jos, văd că ea n-a trecut prin asta, dar la mine jos căldura s-a transformat într-un frig sănătos. Adică a fost foarte cald la mine. Nu, ai jos de-a lungul nopții, parcă temperatura tot scăzut și nu poți să zici că am dormit butuc, adică să dorm, să mă odinez, pentru că am simțit tot. Dar creierul omului așa e, când călătorești cu trenul, cu avionul, cu alea, când se oprește, când te trezești. Deci când vrei să te dai jos la orice stație. Da, a fost ok, chiar a fost super ok, foarte ok. Mai avem, cred că, 20 de minute, trebuie să ne îmbrăcăm, să ne pregătim bagajele. Asta mă enervează, că face multe opriri și pune frână în sec. Nu frânează așa. Mergi așa și faci stop. Și tu ești din pat. Opa, unde plec? Stai așa. Tocmai a venit nașul sau, nu știu, controlorul, a bătut la ușă, a zis bună dimineața, urmează București să vă pregătiți, da? Mi se pare super tare că vine să te anunțe pe fiecare stație se dă jos, vine să-l trezească. Sau nu știu dacă e parte din jocul lui, dar mi se pare foarte tare. Eu aveam alarmă pregătit. Forță. Hai că ne-am și spălat pe sfeclă cu apă caldă de dimineață. Se vede? Deci, suntem bine. Ralu n-a mai băgat pijamalele în plasă, în ghiozdan, le-a băgat într-o plasă acolo. Și imediat ajungem la București. Eu o să luăm un taxi, ceva, să mergem la hotel. Și înainte să ne dăm jos, încă o chestie care m-a deranjat și nu m-a lăsat să dorm au fost luminile, dar pentru că am fost eu prost, pentru că puteam foarte bine să dau jos asta și nu mai aveau lumini, dar nu mai intra lumină în cușetă sau în vagon, dar care era farmecul, dacă închideam geamul ăsta. Că am dormit aici și de multe ori trecea cu viteză și făceau felinarele alea, pum, 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 îmi spărgeau ochii. Dar aveți opțiune să vă dați și prelata jos să vă faceți coșcioc din el. Și am ajuns spre București. Era să-și iau ușa în mofarină. Nici păduc, cum ziceau unii oameni, sau cel puțin nu momentan. Vedem noi în ia uite-le. Și... să nu lipsească, le plac de Rafi. Și... foarte important, am și stat aproape 11 ore fără să fumăm. Și n-am ajuns cu întârziere deloc. Zero întârziere, exact la fix. Acum scutăm un taxi să mergem către hotel. Bă, n-am fumat 10 ore și ceva. Și ne primește cu ploaie. Plouă de dimineața, de la 8 deja. Dar e mult mai cald decât în restul țării, frate. E mai cald la București decât în restul țării. Și ne-am întors exact de unde am plecat. A, uite, Hotel Marshal Garden, București. Să vedem dacă ne lasă să facem check-in-ul înainte. Mamă, cât de bine miroase aici. Ne-am cazat. Am mers. A trebuit să așteptăm cam o oră. Dar totuși ne-am cazat la ora 10, ceea ce e super bine. Până atunci am fost la Decathlon și ne-am cumpărat niște hăinuțe pentru Suedia, pentru că noi mai petrecem 5 zile în București, iar apoi plecăm către Suedia. Suntem la Marshal Garden, aici în Calea Dorobanților, exact în aceeași cameră în care am fost când am ajuns în România. Miroase super mișto. Miroase frumos, e călduț. Căldurică, ne-a urcat ghiozdanele sus, foarte, foarte amabil. O să vă arăt camera în următorul video, probabil mulți dintre voi ați văzut-o deja. Și da, bă, ăsta a fost traseul, să știți că suntem foarte surprinși, adică nu avem de ce să ne plângem. Nu. N-aș avea de ce să mă plâng despre serviciu CFR, adică la 85 de euro, clasa 1, curățenie, pat, nu plătești cazare, am ajuns exact, deci n-am avut nici măcar o secundă întârziere, nici măcar o secundă, exact la și 11 minute când au zis că ajungem, am ajuns. Deci nicio plângere, bravo CFR, știu că e o controversă în asta mare, lumea cu CFR, bă, pentru noi a fost minunat. Da, acesta a fost vlogul de azi, mai urmează probabil vreo 2 vloguri de aici din București, maxim, pentru că noi trebuie să ne odihnim, să ne pregătim, că urmează Suedia și Laponia și după aia din Laponia o să avem probleme mari de tot, pentru că din Suedia nu prea zbori nicăieri, dar problemele astea le rezolvăm la timpul lor. Vă mulțumim din suflet că vă uitați la noi, abonați-vă dacă aveți chef și până în următorul... Vorbim pe Instagram, Cristi și Ralu, acolo răspundem la toate întrebările și bineînțeles eu să aici comentarii. Nu, am pupat, totuși mă pun în pat. Nu, mă pun la editat. Hai, ceau! Pa! Maybe a love like ours can beat out its call.